Bună dimineața, dragilor! Continuăm în aceeași măsură și astăzi, mai exact, rămânem la o vreme deosebit de caldă, cu disconfort termic accentuat. Cum am spus și ieri, indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, local în regiunile vestice, sudice și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Cerul va fi variabil și mai ales după amiază și seară vor fi norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local în zonele de deal și de munte și pe suprafețe mici în restul teritoriului. Mergem în Maramureș, unde vom avea un cer mai mult senin, vânt slab și temperaturi maxime ce vor fi cuprinse între 32 de grade în Baia Mare și 33 de grade în Satu Mare. În Crișana vom avea un soare strălucitor pe tot teritoriul și pe toată durata zilei. Temperatura maximă va ajunge până la 34 de grade atât în Arad cât și în Oradea. În Banat ne așteaptă o zi caldă cu cer senin și temperaturi maxime ce vor ajunge până la 33 de grade în Reșița și 34 de grade în Timișoara. În Oltenia vom avea o vreme variată, cu mult soare în sud și furtuni izolate în zonele montane. Temperaturile de azi se vor încadra între 32 și 33 de grade în Drobeta, Turnu Severin și Râmnicu Vâlcea. În Transilvania vom avea un cer variabil spre senin pe mai tot teritoriul. Nu este exclus totuși să plouă în zonele montane înalte. Maximele termice de azi vor ajunge până la 30 de grade în Miercurea Ciuc și 33 de grade în Alba Iulia. De cer mai mult senin și temperaturi ridicate vom avea parte și în Moldova. Aici temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade în Galați. Se pare că soarele a pus stăpânire pe tot teritoriul. Vremea va fi numai bună de plajă, temperaturile maxime vor urca până la 30 de grade în Constanța și 34 de grade în Tulcea. În Muntenia vom avea o zi cu temperaturi ridicate și disconfort termic ridicat. În nordul teritoriului sunt așteptate ploi însoțite de tunete, fulgere și intensificare ale vântului. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 35 de grade în Brăila. În București a sosit vara cu adevărat. Vom avea un cer mai mult senin și temperaturi maxime de până la 33-34 de grade. La această oră cerul este senin, iar termometrele indică undeva la 22-23 de grade. După atâta vânt și ploaie, observăm cum vara și-a ocupat deja poziția după temperaturile foarte crescute afișate în majoritatea zonelor. Haideți să ne bucurăm la maxim de această zi minunată. Băieți! Mulțumim!